Hai România! Cu bine! Vorbim și despre muzica dragostei cu Cătălin Oprițoiu. All we need is love! Mergem mai departe și sărbătorim iubirea așa cum se cuvine, împreună cu Dorin Chiuță. Un artist. Salutare, dragilor! Mai puțin artist eu, mai mult artist, ba chiar complet, aș putea să spun, Cătălin Oprițoiu, aflat lângă mine, plin de iubire, fondator al Orchestrei Sinfonice București. Bună dimineața, Cătălin! All we need is love, pentru că tot vorbeau și colegii mei din țară, cam ce se petrece de ziua asta sau de zilele astea ale dragostei, da? Între Valentine's și Dragobete, am dat-o și pe cultură, pentru că și cultura se aliniază iubirii. Și mi-a plăcut această tematică pe care voi ați ales-o după Beatles, sub care sărbătoriți iubirea marți de la ora 18. De la ora 19 la Cinema Pro, dar înainte permiteți-mi și mie să spun bună dimineața dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Și de ce nu la mulți ani pentru toți cei care sărbătoresc această zi de 14 februarie, chiar dacă este o zi importantă, nu e a noastră din moș-trămoș, totuși cred că e frumoasă, este o zi care este pozitivă, este o zi care bucură oamenii și o zi plină de cadouri, Doamne ajută, oamenii ies la restaurant. Am decis și noi, pentru că noi în general încercăm să ne adaptăm societății, să sărbătorim exact cum a spus mai devreme, între 14 februarie și Dragobete, 24 februarie, pe 18 februarie, la Cinema Pro, Orchestra Sinfonică București va susține un concert cu tematica Beatles Sinfonic. Pentru că este adevărat că All We Need Is Love, dragostea este cea care îmbracă locurile frumos, dragostea este cea care ne face să zâmbim, prin dragoste ne exprimăm. În muzică se regăsesc și alt fel de sentimente, este adevărat, dar de data aceasta... Dar merge cu dragostea la fix, merge muzica. Cu toate, muzica. Da. În general, muzica este o formă de exprimare, tot o formă de comunicare, o formă de exprimare în care se regăsesc toate felurile de sentimente. Dar noi de data aceasta sărbătorim dragostea cu bucurie și cu sufletele pline. Dar cum e să adaptezi? Pentru că mi-a plăcut acest mix, nu știu cum să-l numesc, sunt afon, dar îmi place muzica. Îmi place să... Cred că nu este om pe planetă. Până la urmă, muzica e tot ce creat omul, zic eu mai frumos, în căutarea nemuririi, dacă îmi permiți. De unde vă vin ideile astea? Pentru că îmi place mixul ăsta. Eu cred că este o datorie de-a noastră, este o datorie asumată a celor din Orchestra Sinfonică București de a adapta programele noastre în așa fel încât să-i determinăm pe oameni să vină în sală. În acest moment, societatea poate este într-o curbă, să nu zic că este într-o ascendentă sau descendentă, să este într-o curbă, se modelează cumva într-o anumită direcție și noi încercăm să fim de fiecare dată în pas cu ceea ce se întâmplă. Oamenii au nevoie să vină și la alt fel de programe muzicale. Din această cauză, noi permanent suntem atenți la nevoile oamenilor, de fapt. Oamenii au nevoie să se regăsească în ceea ce cântăm noi. Oamenii au nevoie să fredoneze, să iasă din sală la braț, cântând, fredonând ce au recunoscut la noi în sală. Cred că Beatles este cinstit să fie readus de fiecare dată pe prima pagină. Au avut mulți fani, cei care sunt mai mici în această perioadă și nu-i cunosc, e cinstit să-i cunoască, poate că îi știu de la părinții lor. Vreau să vă spun, fără lipsă de modestie, că am primit un telefon în care cineva mi-a spus: vă mulțumesc foarte mult, fetița mea a cunoscut doar prin discurile mele. Era un spectator de-al nostru, nu știam cine e, numărul meu e pe site, e public. Și atunci m-a bucurat foarte tare în care am văzut o reacție a unui om care vine și mi-a spus: am luat bilete la concertul dumneavoastră special ca să-i arăt fetiței mele muzica cu care noi am crescut. Este corect, știți cumva, viitorul se clădește pe trecut. Este corect ca oamenii să vadă ce am trecut noi, de ce ne-am bucurat noi, ce am iubit noi. Pot să iubească și cei din momentul de față ceea ce noi am iubit. Da, lumea vine la concertele, hai să le zic așa, clasice, îmbinate acum și cu muzica inimii, de fapt totul e muzica inimii, ca să plece fericită. Imaginea aia de, cum să spun, de nișă, e pe cale să apună, dacă nu cumva chiar a apus, inclusiv în vest. Da, nu știu dacă a apus în vest, pentru că în vest sunt țări care practică acest lucru cu mult înaintea noastră, cu sute de ani. Când noi aici făceam răscoale sau făceam alte lucruri, acolo puteau să interpreteze la curtea regilor și așa mai departe. Primeau compozitorii, primeau comenzi să compună. Dar noi, venind un pic mai târziu, trebuie să ținem pasul cu tot ce înseamnă această ascensiune muzicală. Și nu numai că în această lună noi facem sărbătorim dragostea, dar luna viitoare sărbătorim femeia. Ho! Da, pe 12 martie, în același loc la Cinema Pro,
Dragostea egal femeie. Da. Dragostea trebuie să fie egal și bărbat. Să facem o inimă așa împreună să, pentru toată lumea, prieteni, îndrăgostiți-vă, iubiți-vă, pentru că până la urmă, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Cătălin Oprițoiu, cu toată inima, alături de noi, de Televiziunea Română. Hai România, mulțumim pentru prezență și pentru comentarii. Mulțumesc și eu, toate cele bune, zi frumoasă. Bucurați-vă de Valentine's Day.